Câteva zeci de polițiști de frontieră suceveni și militari în rezervă au protestat miercuri 13 ianuarie în fața prefecturii Suceava, nemulțumiți fiind de înghețarea salariilor și pensiilor. Aceștia susțin că legile în vigoare nu sunt respectate, iar salariile și pensiile nu au fost indexate de ani de zile. Am pregătit astăzi o rezoluție pentru domnul ministru de interne al afacerilor interne, Lucian Bodă. Am pregătit o rezoluție pe care o să vă citim, pentru că vreau să ne-o asumăm cu toții cei care suntem aici. Pentru respectarea legii 227 privind pensiile militare de stat. Pentru că toate guvernele, prin ordonanțe de urgență, au anulat o lege. Și după opinia noastră, nu au voie să interzică o lege care este aprobată de Parlamentul României. Care sunt efectele acestei anulări? Efectele acestei anulări sunt că noi de ani de zile nu ni s-a dat nici un leu la pensie. Nici cel puțin inflația care există în România, nici aia nu ni s-a dat. După 31 de ani de armată, în decizia de pensionare 41 vechime, că am avut și 5 ani din viața civilă, am o pensie de 3.054 de lei. În mână iau 2.894 de lei, nu iau nici 3.000, că ne oprește pentru sănătate, pentru ceea ce. La fel, nu s-a aplicat legea, nu se aplică legea din 2017, care este aprobată de însuși de președintele României. Cerem să ni se recalculeze pensiile exact la grade egale, pensiile egale, ceea ce cere tot armata. Nu se poate ca să spui pensie specială de 3.000 de lei. Asta de când aveți această pensie? De câți ani? Din 2009, din 2090. Din 2000? Pardon, scuze, din 1990. Da, am ieșit la pensie în 1990. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, numiți și neocomuniști și fără de rușine. Mai bine halmăram decât trădător, mai bine ecludam decât dictator. Deci astăzi am venit la Suceava în fața instituției prefectului pentru a ne arăta nemulțumirea față de modul în care guvernanții au înțeles că o lege aprobată de Parlamentul României se aplică sau nu în țara asta. Am ajuns la 4 ani de la apariția legii 153/2017 și aceasta a suferit 29 de modificări. 29 de modificări, toate în favoarea anumitor categorii sociale. Aș putea să vă enumăr. Parlamentari, președinți de consilii județene, primari, viceprimari, personal din Ministerul Turismului, personal din Ministerul Justiției, excluzând magistrații care deocamdată sunt a treia putere în stat și care profită de toate aspectele care țin de salarizare și multe altele. Deci nu cred că, în afară de polițiști, nu cred că este o familie ocupațională care să nu fi avut beneficii de pe urma modificărilor legii salarizării. Au promis, conform legii 153, că în 2022 salariile de funcție vor ajunge la un anumit nivel. Respectiv, au stabilit ei niște sume. Ok, am fost de acord. Am fost la negocierile pe legea salarizării, am fost prezenți acolo, am cerut să se respecte importanța socială a muncii, dar atâta s-a putut, atâta ni s-a oferit. Nu am contestat. Deci, credeți-mă, din 2017, de la apariția legii 153, polițiștii n-au organizat proteste ample. Deci s-au mulțumit așteptând doar să vină anul 2022. O indexare de 1 pe 4, care ni se acorda în fiecare an. 4 ani, 1 pe 4 în fiecare an. Sume 500, 400, 300 de lei în funcție de vechime, în funcție de alte de funcție.
Și uitați că am venit ordonanța de guvern, ordonanța de urgență 226 din 2020, care a spus că toate salariile se îngheață la nivelul anului 2020. Bine, dar dacă s-a blocat și s-au înghețat salariile pentru cei care deja sunt pe grila din 2022, de ce se continuă acordarea acelor salarii? Pentru că nu este corect ca în țara asta unii să fie salarizați la nivelul anului 2020 și unii să fie salarizați la nivelul anului 2022. Credeți că aceasta nu se cheamă discriminare? Eu sunt sigur că cei care sunt acolo sus la guvern, în guvernul României, au probleme. Există situația asta de pandemie. Dar să se gândească că nu am venit să se gândească astăzi că nu am venit în stradă pentru a cere majorări. Am cerut doar să se aplice legea. Atât. Nimic mai mult. Am văzut că ați spus că celelalte categorii sociale au primit femei, medici, parlamentari. Medicii sunt salarizați pe grila din 2022. Deci, un medic are salariu începând de la 2.000-3.000 de euro, salariu de bază 2.000-3.000 de euro. Nu avem nimic cu ei, dar ei sunt salarizați la nivelul din 2022. Asta spun. Și în plus, la ei sporurile care se acordă la nivelul conform legii de nivelul de 30%, trec de acest nivel de 30%, pentru că au avut grijă să protesteze în tot cursul anului 2020. Au început de ieri să protesteze din nou. Vedeți că ei sunt oameni care își respectă statutul de sindicat. Pe când noi încercăm și i-am lăsat în pace, nu le-am spus nimic, acesta e rezultatul. Da, ne asumăm, dar tot așa ei trebuie să-și asume faptul că vom trece la protest. Ne puteți spune care este câștigul salarial mediu al unui polițist de frontieră? Ca să avem câștigul salarial mediu al unui polițist de frontieră, fără norma de hrană și fără echipament, este undeva la 4.000 de lei. În condițiile în care aici intră sporurile pentru zilele de sâmbătă și duminică lucrate, intră sporul pentru orele de noapte lucrate, intră sporul pentru celelalte pentru condițiile grele de muncă. Deci, dacă tăiem aceste sporuri, vă spun acum că sunt colegi de-ai mei care nu-și mai iau liber sau încearcă să își limiteze zilele libere pentru a câștiga cât mai mult la salariu. Avem pretenția noi ca societate să nu avem corupți. Păi, dacă îi dai omului insuficient, nu îi dai omului suficient și îl duci pe grila de salarizare la nivelul cel mai jos, de ce ai pretenții și ești, nu știu, nu găsesc cuvântul care, dar nu ești corect, hai să fim domni, nu ești corect față de cei care muncesc. Ca să ajungi să-ți iei concediu și să ajungi să pierzi 10 milioane la 10, 100, 1000 de lei la salariu, nu se poate, pentru că avem familie.